Zilele astea s-au întâmplat să ascult mai multe discursuri și mi s-a părut mie că toate spun același lucru. Uh, mai întâi um, citeam uh, o lucrare de psiholog Alfred Adler care spunea că scopul final este cel care te formează, te disciplinează, te organizează, deci are forță formativă. Uh, apoi uh, citeam un autor care spunea că pentru a scrie o istorie are nevoie de un uh, personaj, și personajul trebuie să dorească ceva. Și apoi, alt autor spunea că atunci când scrie, nu se concentrează atât la descrierea personajului, cât la dorința lui, ceea ce dorește el. Și gândit, dacă atât de important este ceea ce dorim și ceea ce dorim uh, organizează tot restul și decide cum se întâmplă ceea ce se întâmplă, uh, atunci face să te întrebi, dar ce dorești tu? Sau ce trebuie să-ți dorești fiind creștin? Și în Filipeni 3 cu 8, Pavel spune ca să câștig pe Hristos. Dorința lui este să câștigi pe Hristos. De fapt, în capitolul este vedem clar care este cea mai mare dorință a lui Pavel. Ce a lăsat, ce a câștigat. Și în 3 cu 10, Pavel spune Că dorința lui este să-l cunoască pe, Dumnezeu, pe Hristos și să facă asemenea cu el. Deci cea mai mare dorință, ceea ce mișcă cu el, ceea ce o face să rabdine cazurile, să meargă să vestească, este dorința de a cunoaște și de a se semăna cu Hristos. Deci ceea ce trebuie să ne motiveze pe noi este dorința de a-l cunoaște și de a fi ca Hristos. Dar, în același timp, ceea ce arată Pavel este că nu poți face asta singur. Pentru că, de fapt, emisiunea asta, ce m-a motivat să o fac, este importanța bisericii sau de ce eu, ca creștin, trebuie să merg la biserică, să am disciplina asta de merge la biserică. Și interesant că Pavel spune că tu nu-ți poți îndeplini scopul tău dacă nu ești împreună cu ceilalți sfinți, dacă nu ești parte din comunitate. Și în Ioan 17, acolo spune să fim una cu Hristos, dar tu nu poți fi una cu Hristos dacă nu ești una împreună cu ceilalți sfinți, cu ceilalți credincioși. Deci, este posibil să ajungi ceea ce trebuie să fii ca creștin, să, să realizezi dorința cea, ta, cea mai mare atacă a ta ca creștin, numai atunci când ești împreună cu alții. Și asta vedem în Efeseni 3, de la 17 la 19. Și aici Pavel spune, Hristosul locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de plinătatea lui Dumnezeu. Deci să cunoști ca să ajungi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. De deci, ce? Ce spune Pavel în Filipeni? Să cunoască pe Hristos și să fie asemenea cu el, să fie plin de plinătatea lui. Și asta este posibil numai când ești împreună cu toți sfinții. Pavel spune, poți pricepe asta numai împreună cu toți sfinții. Deci nu poți fi creștin, nu poți să, -ți, a, să dorești cu adevărat ceea ce dorești un creștin și să te izolezi de ceilalți. Pentru că ceea ce trebuie să dorească un creștin este realizabil sau poate fi plin numai dacă ești împreună cu toți sfinții. Deci ca să trăiești o viață a, plăcută lui Dumnezeu așa cum dorește Dumnezeu ca să trăiască un creștin este posibil numai dacă ești împreună cu ceilalți.